UrbanServ, societatea care colectează și transportă deșeurile din zona 4 a județului, cere majorarea tarifelor. Concret, dacă până acum prețul era de 67 de lei pe tonă, noul tarif solicitat este de 114 lei pentru fiecare tonă de gunoi colectată. Vestea a venit ca un trăsnet pentru primăriile din mediul rural, iar vineri au ieșit scântei. Noi ce votăm? Noi votăm tariful. Eu nu pot să pun în spatele cetățenilor din comuna Mihai Eminescu, sunt tarifele foarte mari. Am avut anul trecut 3,69 prețul pe persoană, anul ăsta l-am de 7,4, am mărit. Și în aceeași măsură consider că, deci am făcut o simulare, nu acopăr din încasări. Iarăși trebuie să pun bani din buget. Anul trecut, pentru anul 2018, comuna Mihai Eminescu a plătit pentru salubrizare 600 de mii lei, 6 miliarde vechi. Înseamnă colectare, depozitare la groapa de la Stăuceni, fondul IID care este colosal. O familie cu doi copii, îmi pare rău, o familie cu doi copii, patru persoane, plătește 360 de lei pe an la salubrizare și 100 și ceva de lei la taxa pentru impozitul pe clădiri și pe teren. Vicepreședintele Consiliului Județean, Liviu Toma, a încercat să calmeze spiritele, în semn de solidaritate cu foștii colegi de la UrbanServ. Dumneavoastră acum o să veniți cu votul de acolo și eu vă dau posibilitatea după aia și cu pres sau fără pres să-mi spune fiecare din oferi care le avem. Și eu am oferi de 2-3 zile să vă povestesc aici cum la un moment dat nu se dorea. Nu vorbim de oferi personale, eu reprezint oferi unui reprezentant sau cetățenul, exact cum spuneți dumneavoastră. Vă spun că am sesizat și ieri o parte din Consiliul Județean, le pare rău de societățile de prin insulele Maldivii sau Italia care au pierdut licitația. Acum în sfârșit, după ce urma licitațiilor vin operatori cu tarif mic, suntem deranjați în continuare, deci le apreciem munca, dar în același timp nu suntem de acord cu majorări percepute de către legislație. Suntem de acord cu majorare, dar nu așa, nu cu dublare. Dar primarii n-au ținut cont și au continuat ploaia de nemulțumiri. Și iar am o nedumerire, să mă ierte domn director, ad ecoproces, informat din Consiliul Județean și celelalte comune. Dar vreau de dumnealui, în loc să apere interesele oatelor și mai departe, este avocatul operatorului, indiferent și în el. Iertați-mă, domn director, dar în cazul ăsta... Noi, reprezentanții oatelor primari, suntem aici ca să apărăm interesele cetățenilor. Așa cum a spus domnul primar de la Albești, atât timp cât noi nu știm ce vom plăti, nu știm ce să spunem cetățenilor. Eu, la ora actuală, ce să le spun cu cât crește sau... cât se păstrează acest tarif. Se păstrează, se micșorează, crește, nu știu ce să le spun. Iar mai bine de o oră au fost doar voci ridicate și contraziceri. Directorul UrbanServ a justificat solicitarea de majorare a tarifului. A crescut salariul minim pe economie, prețul la energie electrică și nu numai. În plus, cantitatea de deșeuri colectată este la jumătate față de cea estimată în momentul semnării contractului. Având în vedere cheltuielile pe care noi le-am luat la 1480, e clar, noi am urcat în pierdere. Explicația lui Drelciuc i-a lăsat rece pe edilii liberali, care au devenit și mai vocali. Mânii fac ședinții consiliului local și punem taxul la intrare în rampa de gunoi. Vă spun eu, dacă ședeți 140.000, gunoiul de la UrbanServ îl găsesc de la pădurea Rediu, de la intrare jos din Botoșani și până la rampa de gunoi acolo îl găsesc, domnul... Păstrați-vă energie pe-am declarație la presă. Dar nu declarați la presă, domnule. Declarați dumneavoastră. Nici momentul votului nu a fost mai detensionat și asta în condițiile în care reprezentanții UAT-urilor au venit cu mandate aprobate de consiliile locale. Formularea acestor mandate a lăsat loc de interpretare. Răchiți! Aveți mandat pentru? Nu, nu. Sunt aici, am participat la ședință, noi am dat un mandat pentru a vota în acest aprobat. Aprobat înseamnă poate să fie micșorare sau mărire, nu spuneți. Deci, vă rog frumos, nu băgați cuvintele. Proiectul de hotărâre a fost respins, iar ședința urmează a fi reluată.